Și încă o precizare, bine ar fi să facem toate aceste investigații, să ajungem la medic în stadiul de început al bolii, ca să mai putem salva dinții, nu? Cheia succesului, aș putea spune așa, este să prevenim evoluția bolii parodontale decât să ajungem la acea extracție dentară. Sigur, avem soluții și în cazul dat, dar dacă e să revenim la varianta 1 de abordare a pacientului a cărui dinți se mișcă, încercăm să stabilizăm acea boală parodontală. Avem un coleg medic specialist în parodontologie care se ocupă de astfel de probleme, care curăță infecțiile care sunt în jurul rădăcinilor dinților, curăță gingiile mai în profunzime, are și dotarea necesară, laserul dentar, care îl ajută foarte mult să favorizeze o vindecare mai bună a bolii, a gingiilor afectate de boala parodontală. Pentru că în boala parodontală dintele practic pare că nu are de suferit, nu este cariat, arată bine. De aceea se și cheamă boala dinților sănătoși și frumoși, că dintele practic nu este cariat, însă gingia are de suferit. Și culmea că pacienții nu simt că au această boală parodontală decât în momentul în care se mișcă foarte tare sau efectiv își scot dinții cu mână. Adică mai există și situații extreme de genul ăsta, în care dintele practic se ține în gingie și cade. Nu doare și din cauza asta pacientul nu se adresează la timp. Da. Și când se adresează, deseori este deja târziu. Și atunci când e târziu și constatăm în urma examenilor radiologice și clinice că nu mai poate fi salvat niciun dinte, venim cu soluția de schimbare în totalitate a danturii cu ajutorul implanturilor dentare. Și anume aici vorbim despre tehnica dantură fixă în 24 de ore pe implanturi dentare. 24 de ore nu presupune că operăm 24 de ore, ci că a doua zi, adică la 24 de ore de la intervenție, pacientul va primi o lucrare provizorie, adică niște dinți provizorii pe acele implanturi dentare inserate cu o zi înainte, astfel încât pe perioada de vindecare a acelor implanturi să se simtă confortabil, să nu fie complexat că nu are dinți și să poată să-și reia activitatea socială fără probleme.